Bine v-am găsit. Așa după cum știți, manualele de istorie învață pe copiii României că odată cu cucerirea Daciei de către romani s-a produs o sinteză culturală și etnică, dacii au fost romanizați și uite așa a apărut poporul român. Ceea ce manuale de istorie nu ne spun însă este faptul că după cucerirea unei părți din teritoriul locuit de getodaci de la nord de Dunăre, în perioada de ocupație romană de aproximativ 165 de ani, au avut loc mai multe răscoale ale dacilor din provincia ocupată și mai multe războaie ale dacilor liberi și aliaților săi lor Împotriva uh, ocupației romane. Cu alte cuvinte, vorbim despre o rezistență dacică masivă, care, dacă ar fi adusă în discuție în manualele de istorie, l-ar face pe orice copil inteligent să-și pună serioase probleme și serioase întrebări cu privire la teoria uh, romanizării getodacilor. În această emisiune, alături de profesorul Mihai Popescu, vom vorbi despre unul dintre aceste episoade ale rezistenței dacice, Marea Răscoală Dacică din anul morții lui Traian. Bine v-am găsit! Bine, v-am găsit și eu! Mulțumesc Înainte de a ajunge la acest eveniment major din anul 117, cred că este util pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă mai bine contextul. Pornind de la. Consistența armatei romane pe care a dus o Traian, să vorbim despre probleme de demografie al Imperiului Roman și ale Daciei, ce au făcut romanii după cucire în Dacia și în cei 11 ani. În care... Cei 11 ani care au trecut până la moartea lui Traian și evenimentul, făcând zis, care ne interesează da. în mod deosebit. În primul rând, aș vrea să amintesc faptul că, în urmă cu o lună, adică la jumătatea lunii noiembrie 2022, profesorul universitar Leonard Velcescu, doctor în istoria artei la Paris a ținut la Casa de Cultură Friedrich Schiller o conferință foarte frumoasă, foarte bogată, intitulată Dacia Felix, situația istorică în Dacia după anul 106 după Hristos. Deci a fost într-un fel abordată toată perioada aceasta și noi în emisiunile pe care le-am făcut de-a lungul celor 10 ani, peste 10 ani de când colaborăm, am mai abordat în general această perioadă a ocupației romane. Am socotit că este bine să dăm niște repere. Imperiul Roman avea în momentul sau în perioada domniei lui Traian și imediat după cucerirea Daciei, avea 5 milioane de kilometri pătrați. Adică o suprafață cam pe jumătate din Canada de astăzi ceva mai mare decât India și puțin mai cam mai mică din Europa da, poate, poate. Casa fabrică, știu eu parcă Europa e da. 10 da. milioane de da. kilometri. Este oricum o suprafață puțin mai mică decât Australia și mai mare decât uh, suprafața Indiei, de astăzi. Uh, deci o suprafață imensă. Teritoriul ocupat în Dacia era puțin peste 100.000 de kilometri. Deci era o suprafață Sigur, de Vorbim despre Dacia lui Decebal, Dacia lui Decebal. nu de tot teritoriul nu. locuit, teritoriul de. Teritoriul era de vreo 4-5 ori mai mare. Locuind de getodaci la nordul Dunării. Da, adică dacă facem comparația cu regatul lui Burebista. Era cam o cincime din, din suprafața regatului lui Burebista. Imperiul Roman avea o populație de 50 de milioane de locuitori, iar regatul lui Decebal avea o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori. Din punct de vedere militar, armata... Romană era o armată foarte bine pregătită pentru atac, mai puțin pregătită pentru apărare. Și o să vedem de ce. Lucrul ăsta e foarte important. Romanii au avut întotdeauna mai multe probleme cu popoarele cucerite decât, decât cu procesul de cucerire în sine. Deci au reușit să înfrângă multe popoare din jurul Mării Mediterane și din Europa și din Asia Mică. Dar când a s-a pus problema să-și apere teritoriile cucerite, acolo au ne a fost nevoie să aducă trupe din altă parte pentru că uh, trupele romane, în cea mai mare parte, erau specializate în atac și știau să-și construiască uh, structurile de fortificațiile, castrele, toate, dar când era vorba la apărare, uh, aveau probleme. De ce? Pentru că toate popoarele care uh, aveau, au avut conflicte cu romanii, veneau cu tactici noi. Și romanii nu erau pregătiți pentru tacticile acestor popoare. Așa se explică și faptul că cu greu au învățat să lupte cu dacii. În primul război au fost mai degrabă înfrânți. Chiar un istoric italian spune că dacă primul război ar fi fost victorios cum pretind istoricii romani, n-ar mai fi fost nevoie de al doilea război. Sigur, totuși romanii da. au reușit să rămână romanii au reușit de tunere, să rămână, da, dar se știe că au luat măsuri excepționale. Că în urma primelor confruntări cu dacii, romanii au trebuit să-și ranforceze coifurile ca să reziste falxurilor care erau lovituri de sus care penetrau căștile de protecție, coiful de protecție da. și o lomorau da. pe da. soldații romani aveau și arme aveau arme de atac, aveau și scuturi. Pentru apărarea individuală, însă nu erau specializați în apărare. Le era foarte greu să reziste unui atac impetuos al, al adversarului. Asta s-a întâmplat și cu și în Anglia, și în zona Germaniei, și cu Daci, și cu Traci, și cu toți ceilalți. Și cu Parții, cu aproape toate popoarele cu care da. s-au confruntat. Gândiți-vă că în războaiele împotriva cartaginezilor, cartaginezii au ajuns până în apropierea Romei. Ocolind toată Mediterana, prin Asia, prin, prin peninsula iberică și traversând Alpii. Da, Deci romanii erau militari de bună calitate, dar aveau o specializare foarte îngustă. Deci o anumită legiune era specializată într-o anumită tactică militară de nici nu le plăceau pădurile și munții, da. pentru că nu erau familiarizați da. cu... Și Dacia era o zonă foarte împădurită, noi aveam în partea de nord, chiar să numiți carpații păduroși până astăzi, iar ei au ocupat Oltenia de astăzi, o parte din Banat, o parte din, din Crișana și o parte din Ardeal din Transilvania de astăzi. Vorbim uh, de partea finală. Da, da. Deci după războiul lui Traian, ei au, au reușit să stabilească împreună cu triburile și cu structurile uh, dacilor liberi, au reușit să facă niște convenții de graniță astfel încât să-și poată uh, apăra teritoriul. Uh, măsurile cele mai importante, ei le-au luat în primul rând începând de la Dunăre. Deci pe toată valea Oltului au. Uh, Realizat o linie fortificată pe care o au numit-o Limes Alutanus. Era granița sau Limesul Alutan. Aluta era denumirea latină a Oltului. Ce însemna acest Limes Alutanus? Aveau un drum care nu era peste tot pietruit. Din 11 în 11 km, asta era structura lor generală în perioada lui Traian, Aveau de aveau câte un castru. Și între, acum cine ce pe Valea Oltului poate să vadă da, un castru, se roman. mai găsesc astfel de da. ruine până aproape de Călimănești. Mai sus de Călimănești este un castru la Rutela. Este un sit arheologic vizitabil. E, între cele două castre ei construiau niște turnuri care se numeau burgus sau turis. Și Traseele astea, deci cei 11 km, au parcurs de niște trupe specializate în construirea, întreținerea, paza și protecția turnurilor și burgurilor și castrelor. Castrele în sine erau aveau forțe separate. Le, sediul legiunilor era undeva la câteva zeci de kilometri în spate, în așa fel încât legiunea să nu fie expusă unui atac peste măsură. De ce s-a ales limita Oltului? Dincolo de Olt, în Muntenia de astăzi, era o pădure uriașă, din care au mai rămas și astăzi câteva porțiuni, în perioada medievală, se numea Codrii Vlăsiei. Și de acolo a apărut termenul slav de Vlașca, locul Vlahilor, iar turcii mai târziu, când vor deveni vor veni în apropiere și vor avea expediții militare, au numit-o Deliorman, pădurea nebună. Puteai să mergi săptămâni și să nu se termine pădurea. Iar romanilor le era cam teamă de păduri. Ei știau să defrișeze pădurile ca mulți alții imperiali. Știau să folosească lemnul, dar să-l ducă. Prieten Iohannis, să da. la așa ceva. Da, mulți alții. Până astăzi și poate și, Doamne, ferește în viitor. Dar se temeau de pădure tocmai pentru că multe din înfrângerile pe care le-au avut cu Daci, la Tape și în alte părți, și cu germanii și cu alte popoare din Europa, au fost în apropierea pădurilor, unde au căzut în ambuscadă. În primul război este cunoscută celebra bătălie de la Tape, unde romanii au fost înfrânți și au avut plăci întregi cu numele celor căzuți. Da. da. Bun. În zona Olteniei au fost trei, deci în afară de lime salutanus, au mai fost trei aliniamente de apărare iar în Ardeal au fost tot așa trei rânduri. În Ardeal n-au avut nevoie de un limes, pentru că ei aveau, era suficient să-și blocheze trecătorile. Deci toate trecătorile Carpaților, începând din din Valea Oltului până sus la Someș la Valea Someșului, toate erau păzite fiindcă o trecătoare poate fi păzită cu un număr Puțini mic oamenii. de soldați. Da. Ei au construit acolo niște turnuri. -au făcut, castrele le-au construit mai pe aliniamentul al doilea. Au folosit cetățile dacice din Transilvania, cele din interiorul Arcului Carpatic, pentru că daci au avut cetăți nu numai în zona unde vorbim astăzi de cetățile dacice în Munții Șureanu, ci au avut pe tot alinamentul Carpaților, și în interior, și în afara Carpaților. Numai că de-a lungul timpului s-au distrus și au fost, adică au dispărut ca dovezi arheologice. Dar ele au existat. Foarte recent, acum, cred că acum vreo 5 sau 6 ani, chiar arheologi germani și ucraineni au făcut săpături la Mala Copania în Transcarpatia unde locuiesc români și ei au, deci areologi germani și ucraineni au spus că este una din capitalele unui regat dacic. Deci din, Acum pe teritoriul... Pe teritoriul Ucrainei de astăzi, da. Malacopania. Deci o cetate de mari dimensiuni, capitala unui astfel de regat. Noi știm că regatul lui Burebista s-a împărțit în cinci regate, și ele au avut 5-4 regate, au avut anumite relații uneori de colaborare, alteori de conflict cu Roma. Da. Bun, deci este clar că romanii, odată ce au reușit să îl învingă pe Decebal, au căutat să-și consolideze stăpânirea, pentru că era foarte mare. Aurul dacic, nu mai comoara lui Decebal care a fost dus acolo, după cum ne spune medicul lui Traian Statiliu, scrit-o 5 milioane de livre de aur, ceea ce ar fi echivalentul a 2.500.000 de kg de aur, adică o cantitate imensă, uh. Dar erau minere din munții Apuseni, în care romanii, în perioada de ocupație, au reușit să exploateze ca da, Ei foarte au preluat mari minele de -a... dacice și le-au dezvoltat, le-au mărit. Da. da. Deci, ei au construit castre, și-au și -au așezat propriile. Forțe. For... Deci, ei au adus. Deci, pe teritoriul daciei, în timpul luptelor, au fost circa 100 de mii. Istoricii militari sunt de acord că circa 100.000 de, de militari romani au pătruns pe teritoriul Dacii. După ce au înfrânt regat, deci de ce bala a fost înfrânt, au adus pe teritoriul trupe noi, specializate în construcții și au rămas pe teritoriul Daciei circa 55.000 de, de, militari. Deci un teritoriu... Volt. Da. Era aproape cât era armata Dacilor care a luptat împotriva romanilor. Deci un număr foarte mare de militari. O parte din daci au fost ispitiți cu primirea în armată și Traian a înființat mai multe cohorte și ale. În Pe care care le-au dus în altă parte da, a imperiului? Le-au dus în din Britania până în, deci în nordul Africii, în Asia Mică, chiar în, în peninsula balcanică, în alte zone. Și acești oameni au ales într-un fel să colaboreze cu, cu, ocupantul. Probabil că o parte din nobilimea, dacă cea care nu, nu a, avut, -a fost foarte apropiată de, de, structurile centrale, o parte, negustorii, da, și alții, au colaborat cu romani. Cu romanii. Dar țăranii au fost obligați să presteze munci, poate plătite, poate neplătite, poate obligatorii pentru construcții pentru că unitățile militare erau specializate în construcții, dar aveau nevoie și de mână de lucru pentru mutarea pietrelor și a fortificațiile romane. În primii ani au fost făcute, după model dacic, din bârne de lemn și pământ. Și în timp, în următorii ani, tot cu banii capturați de la daci, au fost construite structuri de piatră. Bun. Ce consecința a suferit populația dacică din provincie? Primul lucru este un istoric roman mai târziu, Lactantiu, pe care noi l-am mai pomenit, în Mortis persecutorum. El, îi spune așa, că Traian a impus dacilor un census. Ce înseamnă? Adică a făcut un recensământ, cum se spune un recensământ la sânge, cum am spune noi astăzi. Deci, un greu censu, spune Lactanțiu. Și explică, el spune, ca pedeapsă pentru că rezistaseră cu încăpățânare. Bun, ce presupune acest în sământ? Însă, dacă uh, romanii aveau o evidență foarte precisă sau cât de precis se putea da. în acel moment a populației dacice, care probabil trebuia să bătească biruri, taxe, da. tot felul de primul lucruri. Rând și ei trebuiau să știe exact ce puteau lua din fiecare zonă. Da. și de la... Inclusiv forță de muncă, da. inclusiv oameni în pentru armată. Asta, ei, în primul rând, și-au ostilizat o parte din populație pentru că mulți au preferat să plece, să nu, să nu participe la acest census, iar o parte din cei care erau de acord să colaboreze cu ocupantul au încercat, mica corupție, cum se spune, nu să se pună bine cu autoritățile romane în așa fel încât poate taxele să fi fost mai mici. Evident că s-au înșelat. De asemenea, au existat întotdeauna, romanii au mai avut de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei au avut întotdeauna, după ocupație, au avut răscoale mari în Nordul Africii, în Judea, chiar în Anglia. Da, da, să, deci, să ne gădim. Ei, ei se, se, se așteptau. Din cauza asta au făcut și cele trei anilioamente de apărare. Și întotdeauna era o legiune pregătită pentru a uh, ajuta. Ne gândim la faptul că, așa cum ne-o dovedește istoria, armata romană era dură cu cei pe care îi stăpâne. Adică nu puteai să miști în front, pentru că te crucifica. Te da, pedepsele peste, erau pedepsele, era mult mai dură. mari decât ne-am închipuit noi astăzi. Da. 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 Deci este evident că soldatul la roman, care și-a pierdut prietenii în primele războaie și a știut că s-au luptat 5 ani ca să cucerească, și așa mai departe, da. aveau motive să-i urască pe localnici da. și i-au abuzat în multe feluri. La rândul uh, lor și localnicii aveau mai multe motive. Spun. Faptul că în cei 165 de ani de ocupație romană uh, în provincia. Dacia au avut loc un număr însemnat de răscoalele dacilor, în același timp dublate de un număr însemnat de războaie purtate de dacii liberi și lor împotriva ocupantului roman, ne arată că populația din interiorul spațiului ocupat de romani era nemulțumită de stăpânire. Nu s a păcat niciodată cu da. ideea ocupației și de câte ori aveau prilejul Când observau o slăbiciune a administrației, loveau. Iar această primă mare slăbiciune a administrației romane a venit în anul 117, anul morții lui da. Traian. Traian a murit în Cilicia, el a încercat să facă în Asia Mică, să, să refacă, să zicem, momente de glorie pe care le dobândise în Dacia. S-a dus cu trofee ale Regelui Decebal la un sanctuar al, al lui Zeus din Asia Mică, dar acolo a avut loc un cutremur. Și împăratul de abia a scăpat pentru că s-au prăbușit niște structuri construite. Și evident preoții romani i-au spus împărate înseamnă că Zeus nu acceptă ofrande letale Și că evident, e vorba de un blestem. Da, tocmai. Ofrandele au fost trimise, adică trofeele de la regele de au fost trimise înapoi la Roma, și Traian s-a -a și îmbolnăvit în anul 117. S-a îmbolnăvit în vara anului 117. Pe data de 8 august a fost, era, se, se știa că va muri probabil în două zile, o zi jumate, două, și l-a -a desemnat pe Hadrian a fost o întrunire de familie și l-a desemnat pe Hadrian, bine, îl înfiase între timp, l-a desemnat drept împărat, astfel încât trecerea, din punct de vedere juridic și la nivelul senatului, împăratul Hadrian a fost acceptat fără opoziția a senatului. Deci n-a fost, la nivelul imperiului, nu s-a simțit zguduirea. Împăratul Traian a murit în seara zilei de 19 august. Unele surse spun de 10 august, altele de 9 august. Biografii lui Traian au spus că se împlineau exact 10, 11 ani de la moartea lui Decebal, de la sinuciderea lui Decebal. Deci nu se știa, sursele romane nu precizau data sinuciderei lui Decebal, dar ei au dedus din această moarte. La câteva săptămâni după acest eveniment. Deci trecerea a apărut să fie ușoară, dacii s-au mobilizat și au dacii liberi au aflat, s-a răspândit în întreg imperiul, uh, s-a aflat că e un nou împărat, despre care se știa că nu este la fel de bun conducător militar cum a fost Traian și atât de -a cei din interiorul provinciei romane, cât și cei din exterior, au pregătit un atac surprinzător și spre sfârșitul lunii septembrie, deci o lună și câteva zile, au uh, avut un atac deosebit de puternic, au străpuns toate cele trei linii de apărare din Transilvania, au pătruns și în Oltenia, uh, au avut o uh, luptă comandantul sau mai bine zis guvernatorul care în cazul răscoalei devenea comandant militar suprem care se numea Quadratus Basus. Quadratus, da, Basus Quadratus Basus a crezut că e vorba de o răscoală de mici dimensiuni și a pornit el însuși în fruntea oștilor nu era foarte bun militar pentru că a căzut în luptă a fost ucis. De-abia după uciderea guvernatorului și-au dat romanii seama cât de gravă este situația. Evident, trupele din, din castre s-au baricadat și au rezistat, pentru că dacii nu erau foarte buni la asaltul unor castre sau unor structuri fortificate. Însă stăpâneau drumurile. Deci le-au blocat circulația mărfurilor și circulația știrilor. Romanii avea un sistem de poștă da. și de transmitere a informațiilor foarte bine pus la punct. Pentru asta avea unități militare specializate. Dar, dintr-o dată, s-au trezit că provincia risca să nu mai fie provincia romană. Și de-abia în luna ianuarie, deci gândiți-vă de la sfârșitul lui septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, dacii aproape că au stăpânit, au luat în ocupație. Și de-abia în luna ianuarie. Traian se gândește nu, să... Uh, Hadrian. Hadrian se gândește să aducă un, un, general. Este Marcius Turbo, care mai avusese de a face cu înfrângerea, deci era specializat în, în înăbușirea năbușirea unor răscoale, fusese în Mauritania, în Egipt și în Iudea. Deci era un om care avea experiența acestor represalii. Și luptele au durat până la sfârșitul lui Iulie. Adică vreo aproape 9, 9 sau 10 luni această răscoală a dacilor. Un, savan, un istoric german, Karl Paci, într-o carte despre războiul romanilor împotriva dacilor, menționează un papirus egiptean din acea epocă, în care se scris, este scris că era un adevărat război dacic. Am putea spune un al treilea război dacic, dacă ne referim numai la astea două din 101-102. Deci, a existat un război dacic în 117-118. Cu foarte mare greutate trupele romane au reușit să îi înlăture pe dacii liberi de pe teritoriul provinciei și să îi pedepsească pe eventualii oameni pe care i-au prins. A fost nevoit să restructureze administrativ întreaga provincie. Uh, situația era atât de gravă încât Hadrian, la un moment dat, și se pare câteva luni de zile, se gândea cum să retragă uh, trupele și administrația romană din uh, Dacia. Uh, mai târziu vor fi nevoiți, prin 119, în, ca, în timpul altei răscoale, vor fi nevoiți să desfacă structura podului. Deci, un an mai târziu au avut da. o cu altă răscoală. Au fost foarte dese. Nu, nu sunt toate consemnate. Sau mai bine zis, nu sunt consemnate în, în sursele romane. Dar dacă studiem uh, inscripțiile romane și uh, dacice, există niște corpusuri. Corpus uh, inscripțiorum latinorum, corpus uh, inscri in, in, Inscripțiorum grecorum, dacă luăm și studiem inscripțiile, vedem că sunt mult mai multe referiri la aceste ridicări ale dacilor. Deci, efortul a fost imens, iar cu mare greutate și mai ales după numirea unui specialist în, în înăbușirea răscoalelor, în sfârșit, Hadrian a reușit să pacifice, între ghilimele spunând, provincia și nu, nu și-a pus în aplicare planul de retragere din Dacia. Hadrian a încercat mai târziu, de fapt până la domnia lui Traian, Imperiul Roman a tot cucerit. După Traian, Imperiul Roman n-a mai putut cuceri niciun teritoriu. A, a început perioada de declin. Unii spun chiar din perioada lui Traian au început a apărat o, o teritoriile cucerite da, deja. Însă uneori nu erau capabili nici să apere aceste teritorii și cele mai multe trupe de origine dacă au fost trimise de Hadrian în cele mai vulnerabile puncte ale Imperiului. După ce au reușit să înăbușească răscoala dacilor din, în 118 au făcut o ală o unitate militară a dacilor și au trimis-o la zidul lui Hadrian. Acești daci au fost și constructori ai unui fort din acest zid al lui Hadrian de pe teritoriul Marii Britanii de astăzi, despărțea Anglia de Scoția. El are vreo 141 sau 171 de kilometri. De fapt, Limesa Lutanus, a fost o linie fortificată pe care Hadrian a preluat-o într-un fel și a făcut o, un adevărat zid, continuu. Apărat, da. dacii veniți acolo au rămas până la sfârșitul, până la retragerea trupelor romane în jurul anului 400 după Hristos și la unul din aceste forturi, într-un muzeu de acolo, se găsește o piatră, de, o piatră funerară a unui băiat de 11 ani care poartă numele de Cebalus. Este ultima mențiune a numelui regelui Dac, purtată de un fiu al unui militar Dac, aflat la zidul lui Hadian. De asemenea, trupe Dacice au fost trimise în nordul Africii, pe teritoriul. Marocului, Algeriei, Libiei de astăzi, în Egipt, în Asia Mică și în alte zone ale Imperiului, zonele cele mai dificile. De ce? Dacii de obicei aveau dreptul să-și păstreze limba, credința și mulți dintre ei aduceau, și aduceau și familiile. Iar în filmele de astăzi pe care Britanicii sau alți istorici, de exemplu am văzut un film făcut de francezi la zidul lui Hadrian, ei spun că uh, războinicii daci au venit și cu turmele lor și chiar filmau turmele de astăzi care pășteau lângă ruinele zidului lui Hadrian de, de pe da. teritoriul Marii Britanii de astăzi. <coughs> deci ei și-au păstrat stilul de viață, și-au păstrat numele, pentru că romanii în momentul în care înființau o unitate militară dintr-o anumită provincie, dădeau o anumită libertate locală, adică militarii puteau să vorbească între ei în propria limbă, nu erau obligați să vorbească limba latină și aveau da. niște avantaje. Mai multe informații despre războaiele purtate de daci împotriva romanilor în perioada de ocupație romană veți găsi în serialul Regele Decebal pe care l-am realizat împreună cu domnul profesor Mihai Popescu un serial în nouă episoade pe care îl găsiți pe canalul meu de YouTube. Acolo veți descoperi, printre altele, și că în secolul 3 <coughs> dacii și aliații lor nu numai că au devastat provincia romană Dacia, dar au trecut la sud de Dunăre și au pătruns adânc în Imperiul Roman făcând ravagii. Uh... Rămâneți aproape. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru și eu vă toate informațiile pe care le-ați împărtășit. Urmează și alte emisiuni interesante cu domnul Mihai Popescu. Toate cele bune!